Bună! V-am prezentat deja sistemul multimedia Vonino Music Pad M1 într-un video anterior. Astăzi revin cu un concurs pentru voi. Eu am descoperit deja 6 moduri diferite de a folosi acest device. Dacă tu îmi lași un comentariu în care să-mi spui un alt mod în care tu ai folosit Vonino Music Pad M1, acest device poate fi al tău. Haideți ca mai întâi să vedem ce utilitate i-am găsit eu. Iar la finalul videoului veți afla mai multe detalii despre concurs. Pentru că device-ul dispune și de cameră frontală de 0,3 megapixel, poți iniția sau primi apeluri pe Skype. Ecranul este de 7 inci cu o rezoluție de 1024x600 de pixeli. Poți instala și alte aplicații din Google Play Store, pentru că Vonino Music Pad M1 folosește sistemul de operare Android 5.1 Lollipop. Poți folosi sistemul Vonino Music Pad M1 și dacă vrei să asculti muzică înainte să adori. Dacă cumpărați device-ul de pe site-ul Orange, veți primi și un abonament gratuit timp de o lună la aplicația Deezer, o aplicație de streaming audio ce vă oferă acces la peste 30 de milioane de melodii. Iar dacă vrei să asculti muzică fără să-i deranjezi pe ceilalți care probabil deja dorm, poți să conectezi la sistemul audio Vonino și o pereche de căști audio. Iar dacă vrei să schimbi melodia fără să te ridici din pat, trebuie doar să folosești telecomanda lui Vonino Music Pad M1. Dacă nu vrei să te trezești dimineața speriat după o astfel de alarmă, poți seta pe Vonino Music Pad alarmă cu o melodie personalizată. Așa te vei trezi pe melodia ta preferată. Trebuie doar să instalezi o aplicație specială de alarmă, precum Music Alarm Clock. De aici poți seta ora la care să te trezești, melodia pe care să te trezești și volumul alarme. Poți folosi sistemul de la Vonino și când ești în natură. Device-ul are autonomia bateriei de peste 6 ore de a asculta muzică. Iar cu ajutorul cititorului de carduri incorporat, poți să iei muzica ta preferată oriunde cu tine. Boxele de 5W fiecare oferă un sunet de calitate cu un bas puternic, pentru un mini party la grătar, de exemplu. Nu trebuie să ai un Smart TV ca să te uiți la filme pe Netflix. Dacă conectezi Music Pad-ul la televizorul tău într-un cablu HDMI, poți să te uiți liniștit la orice film din oferta Netflix. Și chiar poți controla câteva setări cu ajutorul telecomenzii device-ului Vonino. Recunosc că nu știu să gătesc, dar mă ajută foarte mult dacă mă uit la tutoriale pe YouTube în timp ce gătesc. Iar pentru asta, Vonino Music Pad M1 este perfect, datorită standului, așa că pot să mă uit la tutoriale chiar dacă am mâinile ocupate. Acum o să încerc să fac gogoși, desigur, în același timp cu tutorialul de pe YouTube. Să vedem ce este. Țineți în pumni. Mai întâi vom face maiaua, vom amesteca drojdia cu o linguriță de zahăr și le vom sfărâma și amesteca împreună foarte bine. Apoi vom adăuga un pic de lapte călduț și o linguriță de făină. Le amestecăm și lăsăm să crească cam 10 minute. În cazul în care am rămas în urmă, oricând putem pune pauză sau derula un pic înapoi. 3 linguri de zahăr. Nu-i așa că mi-a ieșit foarte bine? Poate acum o să mă apuc și eu de gătit. Eu v-am arătat deja 6 moduri în care aș folosi Vonino Music Pad M1. Dacă tu ai o altă idee,
atunci lasă-mi un comentariu în secțiunea de comentarii de pe YouTube și Vonino Music Pad M1 poate să fie al tău. Pe data de 26 februarie, seara, voi anunța câștigătorul extras prin tragere la sorți. Atenție! Doar răspunsurile la întrebarea tu la ce ai folosit Vonino Music Pad M1 sunt luate în considerare. Baftă!